Ce mare este harul lui Dumnezeu pentru noi, care ne păstrează, ne ajută, ne întărește, ne dă întotdeauna ceea ce avem nevoie, preamărit să fie Domnul. Spun încă o dată, dragii mei, bun a fost și este Dumnezeu cu noi. Bun a fost Dumnezeu și este cu familiile noastre. Și pentru că în aceasta suntem adunați împreună, merită Domnul să spunem preamărit să fie Dumnezeu. Dragii mei, suntem la o slujbă de binecuvântare în această dimineață și vom împărtăși câteva gânduri legate de familie, de aspectul familial și Dumnezeu să ne călăuzească și să lase prin Duhul Sfânt un gând pentru noi care să ne poată ajuta să fim mai eficienți, mai buni, mai pregătiți să fim oameni și familii pentru Dumnezeu. În pasajul citit spre omul lui Dumnezeu Iov se încheia cu așa avea Iov obicei să facă. Omul acesta, un om al lui Dumnezeu, un om deosebit, cu o familie deosebită, avea niște obiceiuri deosebite. Și aș vrea să învățăm în această dimineață care sunt obiceiurile acelea și ce ar însemna ca și noi în familie să păstrăm niște obiceiuri bune și frumoase pentru familiile noastre. Odată cu formarea unei familii noi, când se căsătorește o familie, se formează și obiceiurile familiei acelea, precum ar fi tradiția sau cultura familială. Fiecare familie diferă în felul cum se manifestă, în felul cum mănâncă, în felul cum se culcă, la ce oră se culcă și odată cu formarea familiei, ei doi își vor crea împreună acum obiceiurile familiale. De bună oară, înainte de familie, de construirea căsătoriei, poate unul se culcă mai târziu noaptea, unul se culcă mai devreme. Acum că se căsătoresc împreună, vor trebui să determine la ce oră se culcă împreună, ca să fie bine. Și va trebui o ajustare. Se va crea un obicei al familiei. Apoi, născându-se copiii, crescând în contextul familial, împreună vor intra în cultura acestei familii și ulterior, când și ei se vor căsători, își vor construi alte culturi ale lor. Am fost impresionat vizitând o familie împreună cu familia mea din adunarea noastră, participând împreună cu ei peste zi la niște discuții frumoase, înspre seară ne-am pus să ne rugăm împreună și familia din loc ne-a spus: dacă nu vă supărați, noi avem un obicei împreună ca familie și dacă ne îngăduiți, vrem împreună cu voi să-l facem. Sigur, zic, suntem la voi în casă, cum ne spuneți, așa facem. Noi avem aici o cutiuță cu mai multe versete care mama le-a scris și noi vrem să luăm câte un verset în fiecare seară, facem aceasta și apoi fiecare copil va spune versetul ca să învețe versetul acela. Și am așteptat ca fiecare copilaș să vină în față, mama îl citea, copilașul recitea după el, ca pe când au terminat toți copiii și au încadrat și ai noștri, am început să învățăm și noi versetul pe de rost. Ce obicei frumos în familie! Și m-am uitat la o familie care are obiceiuri foarte frumoase. Am văzut obiceiuri poate mai puțin frumoase. Mă uit la doi tineri care sunt foarte implicați în adunare. Doi tineri care participă la adunare, care sunt implicați în diferitele nivele a bisericii, iar apoi, după căsătorie, le spune la primarital: vedeți ca nu, care cumva după ce vă căsătoriți, să nu cumva să nu mai veniți la adunare. Că e așa un fel de mentalitate după căsătorie, dacă nu mai mama și tata care să spună hai la adunare, hai vină împreună cu noi, îi vezi că odată încep să nu mai apară. Și un obicei care se formează după căsătorie, pentru că nu mai este sub tutela cuiva să-i gestioneze, de acum aș fac cultura lor. Astăzi sunt obosit, azi nu mă simt bine, azi vreau să dorm mai mult, azi n-am auzit alarma și vezi că un cuplu nou căsătorit începe să rărească venitul la adunare. Când îi întreb după aceea de ce nu veniți la adunare, păi găsim 1001 scuze și motive. Ca mai târziu în viață să ne dăm seama că am pierdut ani frumoși, când puteam participa, puteam crește spiritual, puteam să ne hrănim și realizăm că avem nevoie de părtășia cu Biserica lui Dumnezeu. Obiceiuri care se pot face în familie și sunt obiceiuri bune și obiceiuri rele. Am fost impresionat cu ani în urmă să văd o situație care pe mine m-a pus mult pe gânduri, frumos vorbind. O persoană vrea să facă o binefacere cuiva. Persoana aceasta avea un business destul de bine versat și făcea foarte mulți bani. Dar era într-o perioadă de tranziție în care făcea o schimbare la business și banii care avea erau blocați în niște investiții. Era literalmente într-o situație de criză, am zice noi, financiară, măcar că dispunea de o sumă mare de bani. Persoana aceasta a vrut să facă o binefacere unei persoane și când cel care acum avea să beneficieze de binecuvântare a aflat de aceasta, i-a spus celui care vrea să-i facă binecuvântarea: eu știu acum că tu ești într-o tranziție cu businessul și
Nu este chiar așa ușor să faci astfel de schimbări. De ce vrei să faci binefacerea aceasta? La care persoana aceasta a spus în felul acesta: eu am un cont care este dedicat strict pentru lucrarea lui Dumnezeu. Acolo am pus niște bani și când este nevoie de a face o binefacere, de acolo ies banii aceștia. Și de a-și muri de foame din contul ăla, eu nu mă ating. Ăia sunt bani pentru Dumnezeu. Și cât privește situația mea personală și banii mei, asta nu-i problema ta. Tu fii liniștit, eu vreau să fac o binefacere. Am rămas impresionat. Ce obicei frumos, ce cultură frumoasă familială, să punem deoparte pentru Dumnezeu. Că de prea multe ori ne măgulim că n-avem bani și după aceea venim cu fel de fel de scuze. Păi să facă ăia bogați în adunare. Așa de mult facem noi binefaceri pe banii altora. Dar să facem noi cu ceea ce ne dă nouă Dumnezeu. Puținul nostru pus la oaltă face o binecuvântare și Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Culturi, obiceiuri frumoase care se creează. Mai nou, după ce a trecut COVID-ul de la noi și ne bucurăm că într-o oarecare măsură i-am scuturat de jugul lui, au rămas iar obiceiuri care s-au creat. Vezi persoane care preferă să stea acasă, online, să se uite la biserică și nu mai vor să participe împreună cu adunarea. Sunt biserici care au văzut aceasta și au scăzut foarte mult în ceea ce înseamnă prezența la adunare. Un frate păstor, bine cunoscut de noi, care văzuse acest trend, a avusese o intervenție mai hazlie și spunea când câte unul din ăsta care îl vezi că stă numai acasă, la internet, ce nu vrea să vină la adunare, are o astfel de mentalitate, eu îi spun: și atunci în ziua când tu o să ai nevoie de ungere cu un de lemn, o să pui tu capul pe ecran și o de la biserică o să fac așa cu un de lemn. Domnul să te binecuvânteze. Observați, frații mei, că ne facem și noi obiceiuri. Și obiceiurile acestea pot să fie bune și pot să fie rele. Obiceiuri care se fac în familiile noastre. Aceste obiceiuri ne vor duce pe un făgaș de binecuvântare sau, dacă nu sunt potrivite, ne vor putea duce pe un făgaș literalmente de blestem. Ca să nu mai spunem că suntem foarte mulți și variați în gândirile noastre. Nu gândim toți la fel, nu avem uniformitate în gândire și nu este rău numai decât că nu suntem uniformi. Dumnezeu a binecuvântat unitate în diversitatea bisericii. Dar cât privește principiile lui Dumnezeu, aici nu putem vorbi despre diversitate. Suntem toți ai lui Dumnezeu. Slujim un singur Dumnezeu și acest Dumnezeu are un singur standard de trăire și Dumnezeu să ne ajute să-L urmăm ca atare. Aici nu putem să spunem că mie nu-mi place stilul de pocăință cum îl are biserica, mie nu-mi place stilul de închinare cum îl are biserica. Aici vorbim despre ceea ce vrea Biblia, dragii mei, și nu ce vreau eu. Că după aceea noi mâncăm sarmale sau unii mănâncă omletă. Cum auzim, suntem că într-o zonă în România se mănâncă sarmale dimineața la breakfast. Asta este o modalitate de obicei familial. Poate unul nu poate să sufere chiar așa ceva la breakfast, dar unii mănâncă. Alții mănâncă alte lucruri, alții încep cu slănina dimineața. Este un obicei familial. Cât privește spiritualitatea, este non-negociabil. Aici Dumnezeu pune standardul și noi rămânem sub mâna lui Dumnezeu. Doamne, ajută la aceasta! Observați ce spune Sfântul Cuvânt despre anumite încuscriri care se pot face în mentalitate. 1 Corinteni, capitolul 15, cu versetul 33. Nu vă înșelați! Tovărășile rele strică obiceiurile bune. Veniți-vă în fire, cum se cuvine, și nu păcătuiți, căci sunt între voi unii care nu cunosc pe Dumnezeu. Spre rușinea voastră o spun. Adică sunt familii care au obiceiuri bune, culturi bune, care mai apoi, devenind prieteni cu alte familii care n-au același fel de mentalitate, la un moment dat se pot infecta, dacă vreți, de aceste mentalități nepotrivite. Aveți mare grijă, spunea Biblia, obiceiurile bune pot fi stricate de tovărășirele care nu sunt potrivite. Și trebuie să fim înțelepți și atenți în felul în care noi gestionăm familiile care Dumnezeu ni le-a dat. Aș pune aici o întrebare: cum arată o familie și ce face o familie care are obiceiuri bune? Spicuim câteva gânduri din textul de față. Aș vrea să mă uit la calitățile membrilor familiei în primul rând. Priviți la familia acestui om Iov și să desprindem câteva învățături despre cum arată membrii acestei familii. Citesc versetul 1, prima parte. Era în țara Uț un om care se numea Iov. Mă opresc aici, dragii mei. Cât de important este să fim oameni. Spunea cuvântul lui Dumnezeu în Cartea Corinteni: fiți oameni. Este important să fim oameni. Asta înseamnă să ai caracter. Trăim o vreme de criză acută de caracter. Sunt persoane care nu au cuvânt. Am să vin în 5 minute. Și după 15 minute spune: am să vin în 5 minute. Ori ceasul meu nu merge, ori n-am învățat eu bine la școală, dar mi se pare că ale tale 5 minute au un timp de măsurat foarte diferit de al meu. Am să vin mâine.
și vine săptămâna viitoare și nu vine. Să fim oameni de caracter. Facem greșeli, dragii mei, este inevitabil. Dar când devine un obicei să fim oameni care n-avem caracter, este o mare problemă. Omul lui Dumnezeu Iov era un om. Și membrii acestei familii erau oameni de caracter. Se insinuează aceasta prin faptul că omul acesta, tatăl familiei, era un om. Era un om cu vază văzut bine și era un om care avea un caracter nobil. Mi-aș dori ca toți care suntem în adunare să fim oameni de caracter. Să fim oameni care să avem un cuvânt greu în societate. Ori de câte ori vorbim, oamenii să ne vadă că suntem oameni de caracter. Un om de caracter se vede prin faptul că vorbește puțin și nu vorbește foarte mult. Știți când ascultă oamenii ce ai de spus? Când vorbești ce trebuie, la timp și doar atât. Când te bagi în vorbele oamenilor, când râzi cu oamenii, când glumești peste măsură, când vorbește, nu te mai poți opri, la un moment dat oamenii spun ăsta vorbește prea mult. N-am mai avem ce asculta, că atâtea spune încât nu mai putem, n-avem timp să mai filtrăm toate cuvintele, nu-l mai ascultăm. Și atunci când ai și tu o opinie, nu te bagă nimeni în seamă. Stă câte unul care arare ori vorbește, îl vezi că stă tăcut. Când se ridică în picioare și spune câte un cuvânt, toți ascultă. De ce? A știut să vorbească la momentul potrivit și cuvântul atunci are greutate. Ca să nu mai spun, cuvintele noastre să fie drese cu sare, să fie cuvinte cu înțelepciune, din cuvântul lui Dumnezeu, cu greutate spirituală și atunci, astfel de oameni când vorbesc, sunt ascultați de alți oameni. În primul rând, familia cu obiceiuri bune este o familie compusă cu membrii care au calități nobile, care au calități spirituale, oameni de caracter, dragii mei. Copiii noștri vor învăța să fie oameni de caracter dacă noi vom fi oameni de caracter. Nu se poate ca să creștem copii de caracter câtă vreme noi suntem oameni care trăim în fel de fel de mărșeveni. Observați că dacă eu îi spun copilului meu că mâine o să-ți cumpăr jucăria și nu-i o cumpăr și îl mint pe față, copilul meu va învăța că minciuna este acceptabilă, tacit, fără să-i spun eu aceasta. În ziua când mă va minți pe mine și o strig la el, cum ți-ai permis să mă minți tu să faci așa ceva? În mintea lui se face un scurt circuit. Pe cum de tata pe mine mă minte și nu-i problemă și dacă eu mint, e problemă. Pe undeva ori el greșește, ori eu greșesc, ori amândoi greșim. Și apare o problemă. Vrem să creștem copii de caracter. Să fim oameni de caracter, Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Vrem să creștem copii care în adunare să asculte cuvântul lui Dumnezeu. Să fim oameni care să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. Mă surprinde deseori când văd oameni maturi care stau în adunare pe telefoane și se uită la fel de fel de lucruri și copiii lângă ei. Și atunci te întrebi, copilul tău de lângă tine ce vede, ce exemplu primește? Și ne măgurim mai târziu că nu ascultă Evanghelia. Dragii mei, să fim oameni de caracter. Era în țara Uț un om. Și omul acesta era Iov. Doamne, fă să fim oameni de caracter, ajută-ne la aceasta. În al doilea rând, membrii acestei familii cu obiceiuri bune, dragii mei, mai aveau o calitate, anume că aveau o calitate de neprihănire. Observați următoarea parte a versetului 1. Și omul acesta era fără prihană și curat la suflet, el se temea de Dumnezeu și se abătea de la rău. Sunt surprins să văd calitățile spirituale ale acestui om. Era un om neprihănit. Noi am înlocuit cuvântul neprihănire cu cuvântul spiritualitate. El este un om foarte spiritual. Dar eu mă tem că în spatele acestui cuvânt spiritualitate se ascunde altceva. Uite la biserică ce frumos se îmbracă. Uite ce frumos vorbește. Uite ce frumos se prezintă. Dar când e acasă, să te ferească Dumnezeu să fii pe lângă el, că este un zbir și fugi de el. Dragii mei, omul neprihănit este neprihănit și la adunare, și acasă, și la lucru, și în societate, oriunde întâlnești, este un om neprihănit. Adică nu fariseismul exterior, în care se observă un fel de coajă pe din afară, bine construită, bine vopsită, dar pe dinăuntru, ca și farisei, răpire, ură, toate celelalte. Dacă eu la biserică vin și spun, frate, ce mă bucur să te văd, măi, ce familie frumoasă ai, și mă duc acasă și cu soția, i-ai văzut pe ea, ferească Dumnezeu și ce copii au ei și cum îs, păi dacă din ăștia nu iese absolut nimica, copiii mei mă aud în casă. Și aud atunci că eu am la biserică un standard de trăire și acasă alt standard de trăire. La biserică vin și laud pe toți oamenii și acasă vorbesc rău pe toți. Și atunci apare o problemă. Neprihănirea mă urmărește și la adunare și acasă, oriunde aș fi. Și omul acesta, care era un om de caracter, avea un standard de neprihănire, de moralitate
potrivită în care îl onora pe Dumnezeu. Un astfel de om își crește copiii în standardele lui Dumnezeu. Prin viața sa, copiii vor vedea că nu este normal să minți, nu este normal să înjuri, nu este normal să fii un om cu două fețe, să fii fățarnic. Copiii vor învăța că sunt chemați să trăiască în moralitate, în standardul lui Dumnezeu, într-un cuvânt, în neprihănire. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Noi suntem chemați să trăim astfel ca să influențăm casele noastre la o astfel de trăire. În al treilea rând, dragii mei, aș mai vrea să spun că o familie care are obiceiuri bune are în compoziția ei membrii cu calități deosebite, precum ar fi, valorează mai mult relațiile decât afacerile. Și eu cred că este foarte important în vremea în care noi trăim, versetul 2 și 3. I s-au născut 7 fii și 3 fete. Avea 7.000 de oi, 3.000 de cămile, 500 de perechi de boi, 500 de măgărițe și un foarte mare număr de slujitori. Și omul acesta era cel mai cuvază din toți locuitorii răsăritului. Dacă ar fi să interpretăm în terminologia modernă ce spune aici versetul 3, dragii mei, omul acesta avea o mega întreprindere. În vremea aceea, să ai 7.000 de oi, asta însemna producție de lână, de lapte, de brânză care se vindea. Omul acesta hrănea pe cei din jurul lui și îmbrăca pe cei din jurul lui. Avea 3.000 de cămile, făcea transport, avea șoferi care mergeau pe cămilă și transportau dintr-o parte în alta marfa lui. Omul acesta avea 500 de perechi de boi, ara câmpurile și avea aici o industrie deosebită pentru agricultură. Omul acesta avea 500 de măgărițe și avea un număr foarte mare de slujitori. Gândiți-vă ce mega întreprindere avea Iov. Eu mă gândesc, la cât de ocupat era omul ăsta, ăsta nu putea să aibă timp de familie. Păi un om care face așa un business, el luptă zi lumină, muncește zi lumină, ca într-o zi să iasă la pensie și după aceea, când e bătrân, să se bucure și el de familia sa. Omul ăsta nu putea să aibă timp de familie. Și cu toate acestea, Iov face 7 fii și 3 fete. Acceptă copiii ca o binecuvântare în familia lui Dumnezeu și vedem mai târziu că își investește timpul său în familia sa. Omul acesta a valorat mai mult relațiile decât investițiile care putea să le aibă. Este important să realizăm că ne cheamă Dumnezeu să investim mai mult în relațiile care noi le avem. Și de foarte multe ori, dragii mei, noi întotdeauna le inversăm. Suntem mai preocupați cu casa, cu construcția, cu lucru, cu banii, cu investițiile, cu internetul, cu știrile, cu toate lucrurile și nu avem timp de cei din jur. Creștem împreună ca niște străini în casă. Când ajung copiii mari, ne uităm la ei și spunem, eu n-am știut cât îți place să mânci pizza. Ție îți place spaghete? Eu n-am știut lucrul acesta. Pentru că am crescut ca niște străini în casă, fiecare investiți în domeniul vieții noastre. Oamenii aceștia care aveau obiceiuri bune, ca și calitate în primul rând, investeau mai mult în relațiile familiale decât investeau în ceea ce însemna viața pământească. Și bine ar fi dacă împreună, ca și familii, am investit mai mult în relațiile din familie. Vă spuneam acest exemplu cu mai mult timp în urmă și mă repet în această dimineață. În partea Moldovei, la un moment dat, frații, fiind mai mulți din cultul pentecostal, au stabilit ca să se ocupe ei de școală, școala publică care era în România, și se predea religie. Au avut acord din partea celor de la stat și au predat ei religie în școală. Venind frații de la biserică să predea religia, au observat că un băiat a fraților fugea deseori de la clasă, sărea pe geam și fugea. Și frații, la un moment dat, foarte perplexi, s-au dus la familia acasă să vorbească cu părinții ce se întâmplă. Fratele, tatăl copilului, era un om de business cu foarte mulți bani. Au venit frații păstori și au stat de vorbă cu fratele. Frate, avem o întrebare. Am observat că oricând este oră de religie la școală, copilul tău fuge de la oră și noi nu înțelegem de ce. Ce are copilul cu frații, cu noi, cu cei care predau? Suntem foarte confuși. Tatăl, așa un picuț mai bine pe poziție, spunea, auzi, vine încoace. Vine copilul, ia spune aici în fața fraților, ce ai tu cu frații așa de fugi de la oră? Ia spune acum, să auzim și noi. Copilul spune, tată, eu fug și de la matematică, fug și de la română, fug și de la chimie și de la istorie, la care fratele foarte relaxat spune, fraților, vezi că n-are nimic cu voi, el fuge de la toate. E, dragii mei, un astfel de părinte care nu se interesează, căruia nu-i pasă, căruia nu-i pasă că copilul lui stă la școală, învață, nu învață, e un părinte care nu valorează mai mult relațiile decât ceea ce are pe lângă el. Și într-o zi, dragii mei, de rămânem cu mâinile pline de bani și rămânem fără de copii, vă întreb,
Cu ce valoare am rămas? Că vom merge în cer, nu luăm nici banii cu noi, nici casele, nici măcar geamuri termopane, nici mașini luxoase. Nimic nu vine cu noi. Un singur lucru vine împreună cu noi. Copiii pe care ne-a dat Dumnezeu. Sunt cei în care putem investi cel mai mult spiritual și suntem chemați să investim cel mai mult spiritual. Familia cu obiceiuri bune este o familie care calitativ are în primul rând în familia lor oameni care sunt de caracter, care sunt neprihăniți și care valorează mai mult relațiile familiale. Doamne, de să fim noi oamenii aceia. Dar acum mă întorc, ce înseamnă să ai obiceiuri bune în familie? Câteva obiceiuri bune care se pot observa în familia potrivită. În primul rând, dragii mei, oamenii aceștia au echilibru în familie. În versetul 4, fiii săi se duceau unii la alții și dădeau rând pe rând câte un ospăț și pofteau și pe cele trei surori ale lor să mănânce și să bea împreună cu ei. Fiii lui Iov au învățat că este important să mențină un echilibru frumos în familie. Să respectau unii pe ceilalți și respectau pe surorile lor. Măcar că în vremea aceea partea feminină nu era foarte respectată. Măcar că în vremea aceea femeia nu avea drepturi ca și bărbatul, băieții aceștia din casa lor au învățat să respecte pe surorile lor. Și aceasta mie îmi spune ceva mult mai profund. Iov știa cum să se comporte în familia sa. Soția lui Iov știa cum să se comporte în familia sa. Pentru că Dumnezeu a scris în 1 Corinteni că Dumnezeu este capul lui Hristos. Hristos este capul bărbatului. Bărbatul este capul femeii și implicit părinții sunt autoritatea copiilor. Este o ierarhie lăsată de Dumnezeu. Când careva din cei din această ierarhie ies afară, au stricat întreaga structură. În momentul când soția spune, mie nu-mi pasă, cine știu să ascult de tine? În momentul aceea copiii și-au pierdut respectul față de autoritate. În momentul când soțul spune, eu nu respect ce spune Biblia, în momentul acela și-a pierdut autoritatea din familie. Observați că ne cheamă Dumnezeu să păstrăm un echilibru în familie și asta revine în dreptul fiecăruia să trăim frumos în casele noastre. De multe ori se spunea, frații mei, nu-i frumos să ne certăm față de copii, nu-i frumos să avem argumente față de copii, discuțiile familiale sunt în privat, discuțiile noastre sunt față de noi, în fața copiilor trebuie să înțeleagă întotdeauna că mama și tata gândesc la fel, vorbesc la fel, hotărăsc la fel. O astfel de familie are respect din partea copiilor, o familie în care soția respectă soțul, în care soțul respectă pe Dumnezeu și iubește familia, este o familie în care rămâne echilibru și om doresc noi să avem astfel de familii. În familia aceasta era un echilibru deosebit și mă uimește să văd cât de frumos frații între ei se respectau. Dragii mei, suntem chemați să fim atenți cum ne raportăm la copiii noștri. Las că tu ești mai deștept ca fratul, că lasă la cu vai de capul lui. O astfel de expresie creează discordie între copii, creează favoritism. A, tu ești mai pocăit, ăla să se pocăiască și el și strigi să audă și el. O astfel de atitudine, dragii mei, nu va duce nici la bine, nici la binecuvântare. Creează discordie, creează ură. Priviți un exemplu din Sfânta Scriptură. Patriarhul Iacov îl iubea așa de mult pe Iosif, odorul lui acum la bătrânețe, încât i-a făcut o haină mai specială, un pic de favoritism ca mult. Și frații lui Iosif au început să-l urască. Pentru că tatăl său n-a fost atent în modalitatea în care s-a comportat cu fiul său. Trebuie să fim înțelepți în capitolul echilibrul familial. Noi menținem echilibrul în familie. Aș merge un pic mai departe în a spune, dragii mei, că și în echilibru între rude este important. Dacă noi în casă ne batem joc de cumnați, de cumnată, de socri și de alții, păi ce vor învăța copiii noștri de la noi vis-a-vis de relațiile familiale? Păi cu unchiul cu tare nu vreau să mă întâlnesc, că ăla-i vai de capul lui. Păi bunica nu știu cum, păi bunicul e așa. Și vom învăța astfel copiii noștri să desconsidere pe cei din familie. Și în final, dragii mei, prietenii te lasă la nevoie. Cei care sunt cunoscuți n-au de face cu tine. Cine-ți rămâne dacă nu familia care ți-a dat-o Dumnezeu? Doamne ajută să păstrăm un echilibru în familie. Familia cu obiceiuri bune mai are un obicei, dragii mei, anume curăție morală. Fac curăție morală în casă și mențin această curăție în familie. Versetul 5. Și după ce treceau zile de ospăț, Iov chema și sfințea pe fiii săi, se scula dis de dimineață și aducea pentru fiecare din ei câte o ardere de tot, că zicea Iov, poate că fiii mei au păcătuit și au supărat pe Dumnezeu în inima lor. Ei, dragii mei, observați ce avea Iov
Iov obicei să facă. În fiecare dimineață se scula și făcea această lucrare. După ce trecea un ospăț, mai ales, vroia să se asigure că nu cumva copiii lui au supărat pe Dumnezeu. Și pentru fiecare din ei aducea o jertfă. Asta mie îmi spune că Iov își lua timp să stea împreună cu fiecare copil. El vrea să asigure că fiecare copil trăiește bine. Dacă mă uit la o poză și în ansamblu totul este bine, dar undeva a fost o pată, eu așa prin mintea mea, cum lucrează ochii, filtrez pata aia și văd poza frumoasă. Problema este că trebuie curățată pata ca să fie toată poza cum trebuie. Eu mă uit la familie și văd că am mai mulți copii. Mă bucur că măcar cei mai mulți merg bine. Că am și câțiva care merg mai șchiopătând, care sunt mai Doamne ajută, acum ce să faci în care familie nu este câte unul așa? Și om atunci mă măgulesc, per total mergem bine, dar nu e îndeajuns. Sunt chemat să mă investesc în viața fiecăruia dintre ei ca să mă asigur că îl ajut să iasă din starea în care este, să-l modelez, să-i explic, să-i spun despre cuvântul lui Dumnezeu. Câți copii n-au nevoie să li se explice cuvântul Domnului, dragii mei? Nu de către păstor, de către tații lor în familie, de către mamele lor care veghează asupra caselor lor. Părinții sunt prima linie de apărare, apoi vine biserica, apoi vin slujitorii. Până ajunge la păstor, el trebuie de acasă să fie educat, să știe cine e Dumnezeu, cine e Domnul Hristos, cine au fost apostolii. Vorbești și câte unul și îi spui, păi uite, asta scrie în Biblie. Aia scrie în Biblie? Da, asta scrie în Biblie. Poți să-mi arăți? Deschid-o aici. Niciodată n-am știut asta. Și eu mă întreb, tu crescut în casă de pocăiți, cum să nu fi auzit niciodată lucruri elementare despre Dumnezeu? Noi suntem chemați ca și părinți să menținem o curăție morală în familiile noastre, să ne investim în viața fiecăruia dintre copiii noștri. Și asta costă timp, dragii mei. Asta nu-ți mai dă timp să stai la filme, să stai la plecări, la plimbări, la fishing și la alte lucruri. Asta necesită timp. Și asta înseamnă ca și părinte să-mi fac timp. Că în final, mă repet, dacă investesc în toate astea și mă duc la Domnul și nu vin cu mine, ce contează dacă îmi pierd copiii în care eram chemat să investesc cel mai mult? Și în ultimul rând, dragii mei, obiceiuri frumoase văzute în familie care are obiceiuri bune sunt obiceiurile care dau naștere la supraveghere familială. Spune ultima parte versetului 5. Poate că fiii mei au păcătuit și au supărat pe Dumnezeu în inima lor. Observați detaliul acesta extrem de important. Iov nu spune că fiii săi au păcătuit practic vorbind, au înșelat, au înjurat, au făcut ceva nepotrivit, ci s-ar putea în inimă, în sentimente, în felul în care au raționat, în felul în care gândesc ei, s-ar putea să fi supărat pe Dumnezeu. Asta mie îmi spune că era o supraveghere familială extraordinară. M-aș repeta vis-a-vis de partea tehnologică, dragii mei. Mulțumim Domnului că am avut harul să studiez și știu bine partea aceasta tehnologică. Și știu că sunt părinți, fiind poate în generația mai matură, care vor spune, noi nu știm cum e cu asta, așa că ei știu ce fac pe telefoanele lor, noi n-avem ce face. În era în care noi trăim, în anul 2022, ca părinte, n-ai dreptul să spui, eu nu știu ce face copilul. Ești chemat să știi ce face copilul tău. Și dacă nu știi cum să găsești aceasta, caută oameni de expertiză care te pot învăța, care îți pot spune ce fel de programe poți folosi ca să știi ce se întâmplă în casa ta. Pentru că de multe ori, dragii mei, moartea ne-a omorât copiii în casele noastre împărătești, nu afară pe stradă. În casele noastre când mama și tata doarme liniștit în pat. În casele noastre, în timpul nostru, copiii noștri sunt loviți de moartea celui rău care intră prin aceste ferestre digitale mici. Și de multe ori ne măgulim, că la un moment, ne speriem că la un moment dat îi vedem că au crescut mari și nu mai cred Dumnezeu și supărat și frustrat și nervoși și înjură și vorbesc urât și se răstesc la mama și la tata și eu mă întreb, de unde au intrat demonii ăștia? De unde atâta ură și răutate? Nu cumva prin acele ferestre prin care diavolul infectează mintea lor a intrat ceea ce nu trebuie? Și părintele spune, dar eu n-am știut, eu nu știu cum e cu tehnologia asta. N-ai scuză, dragul meu, iertați-mă, dar n-avem scuză. Suntem chemați să facem tot ce putem să supraveghem pe copiii noștri. Iov spunea, poate în inima lor l-au supărat pe Dumnezeu. Nu în practică, n-au curvit,
Dar poate s-au uitat la lucruri necurate și în inima lor au poftit după ceva ce este necurat. Ca părinte știi aceasta? Te-ai interesat dacă copilul tău se frământă cu așa ceva? Nu după ce ajunge la 20 de ani să spui, eu nici n-am știut că de 10 ani copilul meu practica așa ceva. E prea târziu atunci. După ce atâția ani de zile a fost modelată mintea, i-a fost infectat sufletul, ce să mai faci după aceea? Ajungi la parte de extremă ca să scoți acolo lupta din el. Până ajungi acolo, investește-te, fă-ți timp, vezi ce se întâmplă în casa ta. În Proverbe 31 se spune că femeia aceea înțeleaptă din Proverbe 31 veghează asupra celor ce se întâmplă în casa ei. Mama observă. Dacă ca și părinte îți dai seama că apar atitudini care până acum n-au fost. Copilașul tău drăgălaș care spunea bună ziua, pacea Domnului, te îmbrățișeam fiecare dimineață, I love you mom and dad. Deodată vezi că se întoarce spatele, deodată vezi că se uită foarte încruntat, îi nervos în continuu, pune-ți întrebarea, ce s-a întâmplat? Nu cumva tentacolele celui rău l-au atins și pe el și din cauza aceea a avut o răzbunare în ceea ce se întâmplă în viața lui? Aveți grijă ca și părinți în familie și suntem chemați să veghem atenți în casele și în familiile noastre. Familia cu obiceiuri bune, dragii mei, este familia care vei merge până la capăt sub binecuvântarea lui Dumnezeu, care rămâne sub pacea și harul Domnului și familia care se investește lucrând nu pentru lumea aceasta, măcar că au și se investește. Investesc cel mai mult în casa și în copiii care Dumnezeu li le-a dat. Eu mă rog Dumnezeu să ne înțelepțească la aceasta, să ne ajute la aceasta și să ne binecuvânteze la aceasta. Amin.